Eroismul ucrainenilor va rămâne în istorie. Un pensionar fără picioare cu o mitralieră în mână a fost fotografiat pe un vehicul de luptă în Ucraina, imaginea devenind virală pe rețelele de socializare. Un soldat ucrainean care și-a pierdut picioarele, dar nu și spiritul de luptător, se anunță pe un cont de Twitter al rezistenței. Armata rusă și aliații săi separatiști luptă deja în centrul orașului Mariupol. Port ucrainean strategic asediat în sud-estul Ucrainei a anunțat vineri ministrul apărării rus. La Mariupol, unitățile Republicii Populare Donetsk, cu sprijinul forțelor armate ruse, își strâng lanțul și luptă împotriva naționaliștilor în centrul acestui oraș, a anunțat purtătorul de cuvânt al ministerului rus. Acesta a mai susținut că forțele ruse și separatiste din Lugansk controlează deja 90% din teritoriul acestei regiuni ucrainene. Cu puțin timp înainte de ofensivă, pe 24 februarie, Moscova a recunoscut independența regiunilor separatiste Lugansk și Donetsk. Separat, o persoană a fost ucisă și alte patru au fost rănite după ce bucăți dintr-o rachetă rusă au lovit o clădire rezidențială în partea de nord a capitalei ucrainene Kiev. Vineri dimineață au anunțat într-un comunicat serviciile de urgență ucrainene. Potrivit comunicatului, 12 persoane au fost salvate și 98 au fost evacuate din clădirea cu 5 etaje.